Bună seara, dragilor, și mă bucur să ne regăsim împreună după un eveniment așa de minunat cum a fost Success Day-ul acesta. După 2 ani de Success Day online, abia am așteptat acest eveniment. Bine ne-am regăsit. În seara aceasta voi avea un subiect de actualitate în ceea ce privește frumusețea, pentru că știți că facem când și când și astfel de seminarii. În seara aceasta vom vorbi despre ingredientele care combat eficient îmbătrânirea și care sunt acestea în principiu și cum funcționează ele în produsele noastre minunate, în produsele pe care noi cu toții le iubim, respectiv în produsele Forever. Și acum, ce vei afla în seara aceasta? Vei afla ce înseamnă un ten frumos și sănătos, care sunt factorii dăunători ai tenului, diferența dintre produse anti-aging și produse anti-rid, pentru că există o diferență între acestea și vom vedea care sunt specific ingredientele anti-aging și care sunt produsele Forever cu efect anti-aging. Așa că hai să pornim la treabă. Ce înseamnă un ten frumos? Un ten frumos înseamnă, indiferent de vârsta pe care o avem, un ten uniform, unul echilibrat, hidratat corespunzător, cu o barieră naturală intactă, fără celule moarte acumulate în exces care să se vadă în stratul cornos, deci în stratul în care se elimină celulele și să se vadă inestetic, cu ten gros, care primește cu ușurință ingrediente ce stimulează producerea de colagen și elastină. Deci, pur și simplu, se simte bine în momentul în care primește aceste ingrediente. Acestea sunt caracteristicile unui ten sănătos și frumos și, mă repet, indiferent de vârstă, fie că vorbim de un ten tânăr, fie că vorbim de un ten matur, fie că vorbim de un ten îndreptat către partea de supermatur. Care sunt factorii care deranjează și care influențează frumusețea noastră? Băi, în primul rând este soarele. Soarele este cel mai important dintre factorii nocivi pe care noi îi avem în ceea ce privește frumusețea tenului. Vom vedea puțin mai încolo la protecția solară cam care sunt consecințele și ce radiații sunt cele care ne deranjează. Stresul este un factor important pentru că acesta strică anumite lucruri în chimismul organismului nostru și știți că există proverbul acela care spune că atunci când zâmbești îți sunt undeva cam la 15-20 de mușchi stimulați, în schimb atunci când ești încruntat sunt peste 100 de mușchi care acționează și atunci normal că și tenul tău are de suferit. Deci oricât de stresat ai fi, încearcă să zâmbești. Poluarea și condițiile meteo, de asemenea, sunt factori importanți pentru că produc, în primul rând, poluarea, vin cu anumite ingrediente și cu anumite substanțe chimice nocive care să ne deranjeze tenul și care să ne influențeze acest lucru, iar intemperiile meteo, în special modificările de temperatură bruște, supra-solicită pielea la anumite variații care se văd mai departe asupra tenului. Consumul de alimente neadecvat, în special alimente procesate, în special alimente de tip junk food, cum se zice, da, sunt cele care aduc doar senzație de sațietate, dar elemente nutritive nu, și pielea, părul, unghiile, tot ce înseamnă parte de frumusețe are, bineînțeles, de suferit. Excesul de alcool este cel care deranjează și el în acest sens. Excesul de alcool este cel care blochează anumite vitamine să se producă, în special vitaminele din grupul B și acidul folic, care sunt elemente importante pentru multiplicarea celulară și mai ales cum pielea este un țesut cu celule care se multiplică
rapid, bineînțeles că este influențat. Și am trecut ultimul factor, ca să zic așa, fumatul, important, de ce? Pentru că o țigare consumată, fiecare de la fiecare țigare consumată, din ce în ce mai puțină vitamina C avem în organismul nostru și atunci este nevoie să avem grijă. În plus, elementele nocive, gudronul, chiar fumul ca atare, în momentul în care vine în contact cu tenul nostru din exterior, gudronul și toate celelalte toxine din interior, influențează frumusețea și sănătatea tenului. Acum ziceam de soare, că este cel mai important factor care ne contribuie la îmbătrânirea pielii. Și aici vorbim de razele UVA, sunt cele aging, da? Sunt cele care deteriorează colagenul și totul pornește de la deteriorarea colagenului și reprezintă responsabilitate importantă pentru îmbătrânirea pielii. Apoi UVB burn sunt acelea care declanșează poate chiar arsuri imperceptibile în straturile profunde ale pielii și pot genera variații nocive ale celulelor noastre care prin multiplicare aberantă pot duce inclusiv la cancer de piele. Mai există și infraroșiile, razele infraroșii, de care nu prea se vorbește, dar și ele sunt extrem de importante pentru că ele vin prin producere de căldură să potențeze acțiunea nocivă atât a UVA cât și a UVB. Ce înseamnă stresul oxidativ? Oxidarea, practic, este o reacție chimică normală care se întâmplă oriunde în natură. Este o reacție chimică în care electronii din celule sunt transferați către o altă moleculă. Pe măsură ce electronii se mișcă în timpul unei reacții de oxidare, legăturile pot fi rupte și structura moleculei deteriorată. Și aceasta influențează la o celulă normală, care este o celulă stabilă, în momentul în care este atacată de radicalii liberi, care sunt molecule instabile, atunci acestea fură un electron de la celulele normale și le face să devină și ele la rândul lor bombă, da? Și să declanșeze o nouă celulă, un nou radical liber care să deterioreze organismul nostru. Corpurile noastre sunt pregătite să reacționeze la acțiunea radicalilor liberi, dar peste o anumită măsură, când este depășită această adaptare a organismului nostru, nivelurile ridicate de radicali liberi pot produce ravagii mari în corpul nostru, inclusiv asupra frumuseții. Și dacă în rest poți simți când ești încărcat de radicali liberi, să fie obosit, fără o cauză medicală sigură, cu dureri musculare, cu inapatie și ca și parte de frumusețe despre ce vorbim în seara aceasta, observi că ridurile se înmulțesc evident, părul este mai uscat și mai casant, unghiile mai puțin rezistente și casante, atunci să știi că ai nevoie de o protecție cu antioxidanți. La nivelul pielii apare uscăciune, bătrânire prematură, acnee, tendința spre încărcare a tenului, roșață și exfoliere. Radicalii liberi interferă cu capacitatea pielii de a produce colagen și lipsa de colagen este cel mai important și cel mai de temut pas care apare atunci când vine îmbătrânirea. Când aerul contaminat vine în contact cu pielea, contaminat cu radical liber, poate interfera inclusiv cu capacitatea pielii de a regla umiditatea și de a păstra apa în țesuturi, astfel încât pielea să fie compactă, tăcută. Combinația dintre radicali liberi, radicații UV, scade producția de colagen a pielii și elasticitatea acesteia, pielea într-o singură propoziție devine uscată, ofilită, ternă, cu imperfecțiuni, cu pete brune și gata, apare îmbătrânirea. Deci primul element care duce la apariția îmbătrânirii este scăderea cantității de colagen,
Colagenul este cel care, cum vedeți acele linii încrucișate, este cel care ne păstrează uniformitatea și conexiunea între celule în momentul în care începem să îmbătrânim, acesta își pierde concentrația. După el, în momentul în care schela nu mai este în picioare, armătura nu mai este în picioare, atunci și celelalte elemente se prăbușesc. Și așa scade și producția de elastină, scade și producția de acid hialuronic și încep să apară deteriorări din ce în ce mai mari. Poluanții atmosferici, toxinele, radicalii liberi, toate pot produce alergii, mâncărimi, sensibilitate crescută a pielii. Fumatul, poluarea, hrana procesată, cum am arătat mai devreme, supraexpunerea la razele UV, ca să concluzionăm așa, contribuie la generarea de radicali liberi și efectiv la efecte neplăcute, clare asupra pielii. Acum, cum ne îngrijim? Avem două variante. Avem presente pătrund una cu cealaltă, prin cosmetică, utilizarea obișnuită și nu doar o dată pe lună când te duci să-ți pună nu știu ce tratamente, ci în fiecare zi este grija pentru tenul tău. Cu demachiere, cu curățire propriu-zisă, tonifiere, cu curățire profundă, cu hidratare și hrănire cu măști și foarte important cu protecție solară. Dar extrem de importantă este și partea de susținere internă, respectiv aport suficient de lichide, curățirea pe interior a organismului și mai ce am vorbit de programul DX4 la Success Day, am reamintit despre el, este primul pas inclusiv în acest sens, hrănire cu elemente nutritive, protecție cu nutriție anti-aging bazată pe antioxidanți și da, putem să folosim și nutriție estetică pentru bronzare și sculptare a corpului nostru. Acum am spus că există o diferență între anti-aging și anti-rid. Anti-aging sunt acele ingrediente din produsele cosmetice care au ca obiectiv principal stimularea regenerării pielii. Previn efectele îmbătrânirii, încetinesc și combat efectele îmbătrânirii, oferă hidratare și stimulează elasticitatea și fermitatea. Produsele anti-rid estompează și tinde să elimine ridurile sau ridulele, acele mici linii fine. Deci previne ridurile, contribuie la netezirea pielii în zonele predispuse la aceasta, diminuează ridurile și liniile fine, atât la nivelul feței cât și la nivelul zonelor predispuse. Și unde mai avem zone predispuse, vă reamintesc, la inserția urechii, la nivelul ochilor, la nivelul decolteului și gâtului și să nu uităm și la nivelul mâinilor. Acolo ni se vede vârsta mai bine decât oricând față de cea care este în buletin. Dar, ca să concluzionăm, produsele anti-aging avem nevoie de ele mai ales acum în modul în care clima a luat o razna, de acestea avem nevoie încă de când ai tenul tânăr. Practic avem nevoie oricând. Acum, trei ingrediente importante sunt cele care ne pot ajuta în acest sens. O varietate de ingrediente botanice, în special ingrediente naturale, dar și noi aducând acestea din surse naturale, ele sunt hrănesc foarte bine pielea noastră, dar atenție, hrănesc la fel de bine și lucrurile mai puțin bune, și anume mucegaiurile și bacteriile. De aceea, într-un produs cosmetic foarte bun, un ingredient natural extras din surse naturale, pentru ca să poată fi valorificat în forma sa cea mai puternică, are nevoie de un plus de susținere și aici este nevoie să fie combinat cu știință, cu tehnologie, să fie stabilizat, să ne asigure performanță crescută și să nu fie compromis de, cum spuneam, mucegaiuri și de bacterii. Practic, pentru
o îngrijire înaltă, acesta este ceea ce avem nevoie. Ca să avem și naturalul și tehnologia, practic împreună să-și dea mâna pentru ingrediente deosebite. Și compania noastră reușește să facă acest lucru în produsele speciale pe care le are și în produsele speciale pe care ni le oferă. Și acest lucru avem nevoie, deci practic pentru o calitate deosebită asupra tenului nostru, de colagen hidrolizat. Spuneam că este foarte important colagenul. De ce hidrolizat? Pentru că prin hidroliză lanțurile mari de colagen sunt făcute bucățele mici pentru a putea fi asimilat, pentru a putea să treacă bine în interior și să-și facă datoria să fie asimilat de către piele. Apoi elastină, acid hialuronic, acizi grași, extracte vegetale și noi suntem privilegiați pentru că avem ca și extract vegetal deosebit aloe vera și care acesta are proprietăți deosebite pentru tenul nostru. Antioxidanții, fie că sunt ei din extracte botanice de tip mirodeni, fie că sunt din legume, din fructe, din anumite plante. Și, bineînțeles, vitamine, care de cele mai multe ori este nevoie și chiar ne dorim să fie din ingrediente naturale. Și aici vreau să vă atrag atenția că o companie care se respectă foarte bine, își trece denumirile științifice ale ingredientelor, chiar dacă acestea sunt ingrediente naturale. Și pot exista persoane care poate să fie mai puțin informate în momentul în care găsesc aceste denumiri pe cutiile noastre de la ingrediente, să spună, mi-a zis doar ingrediente naturale, ce conține aici, aoleo, ia uite ce de astea chimice. Nu sunt chimice, sunt pur și simplu denumirile științifice ale ingredientelor naturale. De exemplu, pentru produsele cosmetice, tetrahexadecilascorbatul este formula de vitamină C cea mai bună pentru asimilare și cea mai bună pentru regenerarea tenului. Ca să știm să explicăm oamenilor aceste lucruri. Nu cred că mai este nevoie să insist asupra beneficiilor aloe vera pentru piele. Vreau să atrag atenția aici a unui lucru extrem de important. Pe lângă faptul că aloele are efect cicatrizant, hrănitor, vine cu elemente nutritive, ajută la penetrarea mai bună în țesuturi și se comportă practic ca un foarte bun transportor al elementelor, pentru că acestea să ajungă în profunzimea epidermului, aproape de derm, unde pot fi asimilate de către vascularizație, vreau să atrag atenția asupra faptului că este și un foarte bun stimulant al colagenului din interiorul organismului. Deci, practic, atunci când pui aloe pe piele, aceasta face ca producția de colagen normală a pielii tale să fie accelerată și, practic, să îți revină tinerețea din interior. De asemenea, este extrem de important să realizăm că ingredientele de pe etichetă sunt puse în ordinea în care acestea au fost, sunt adăugate ca și concentrație și atrag atenția din nou că deși unele ingrediente par sintetice, sunt scrise doar cu denumirea lor științifică și nu cu cea pe care noi o cunoaștem la modul popular. De asemenea, atrag atenția asupra faptului că oricare din produsele noastre cosmetice sunt în bază de aloe vera, adică în loc să avem apă sau acid stearic sau mai știu eu ce, avem pur și simplu gel de aloe vera cu certificări și cu proprietăți deosebite. Acum hai să vedem câteva exemple privind produsele noastre care au proprietăți anti-aging. Și primul obiectiv este să prevină efectele îmbătrânirii la nivelul tenului. În această situație vorbim de factorul de protecție, vorbim de aplicarea de protecție solară. Este trendul, vai, știi, am auzit și vreau protecție solară 50 SPF. Deci,
să reținem că nivelul SPF și o să avem tematică specială luna aceasta de vară despre protecția solară, reprezintă capacitatea acelui produs în a întârzia impactul nociv al razelor ultraviolete asupra pielii. Adică este cel care îți asigură o protecție de mai lungă durată, nu de mai mare intensitate. Adică nu contează că este de 30 sau este de 50, de 30 este optim, este optim, trebuie să fie cu protecție de UVA și UVB concomitent și este extrem de important ca protecția să fie realizată cu ingredient natural. Practic, ce face un SPF sau FPS sau cum PSF, cum vreți să-i zicem, este timpul în care în mod obișnuit se înroșește pielea în funcție de tipologia tenului tău, cu numărul de protecție, reprezintă intervalul de timp în care tu ești protejat cu acea cremă, cu acel lucru. În ceea ce privește Aloe Sunscreen, este produsul optim în acest sens. De ce? Pentru că este mix de protecție solară cu spectru larg și UVA și UVB, cu amestec de știință și natură. Natura, avem pur și simplu spectru de protecție cu oxid de zinc natural din alge, care concomitent produsul calmează și hidratează în același timp ce oferă și protecție, deci oferă protecția, dar și calmează și hidratează, este rezistent la apă, are certificări internaționale, este unul dintre cele mai apreciate produse în concursurile de beauty. Ingredientele sale reprezintă, cum spuneam, parte de anti-aging prin vitamina E, care protejează, prin aloe vera care stimulează producția de colagen și hidratează în același timp și are și indirect prin protecția realizată cu oxidul de zinc natural. În plus de aceasta, am primit recunoaștere Green Pearl Natural Beauty Award în 2021 datorită faptului că Aloe Sunscreen conține oxid natural de zinc non-particule, care este sigur și pentru natură, nu doar pentru pielea noastră. Ce alte proprietăți și obiective spuneam că au produsele anti-aging și ingredientele să încetinească și să combată efectele îmbătrânirii? Mai spuneam că să ofere hidratare la nivelul pielii și să stimuleze elasticitatea și fermitatea. Și acum o să vă dau exemplele pe care noi le avem. Cunoaștem cu toții gama Targeted Skin Care, care conține Smoothing Exfoliator, care să ne ajute în mod natural să ne exfoliem tenul, dar concomitent, și acestea sunt efecte anti RIT, da? Deci sunt efecte anti-RIT, dar concomitent cu acestea, datorită faptului că avem și extracte enzimatice și antioxidanți și bună hidratare concomitentă, se obține deja și efect anti-aging. Avem tonerul facial Balancing Toner, avem aloe activatorul și Awakening Eye Cream. Mai avem în această gamă și Hydrating Serum. Și aici hai să urmărim un pic ingredientele din acestea și să vedem cum acestea vin cu efect deosebit anti-aging. În primul rând avem 4 tipuri de acid hialuronic menit să formeze o peliculă de protecție densă, să reducă pierderile de apă din interior, să obțină o hidratare mai bună și să păstreze hidratarea în interior. De ce? Pentru că o moleculă de acid hialuronic reține până la de 1000 de ori mai mult greutatea sa apă, astfel încât să poată să mențină hidratarea optimă. Aloe vera, am vorbit despre el și spuneam că efectul său anti-aging este principal, este cel că stimulează producția de colagen din interior. Ciuperca de zăpadă este practic o formulă de acid hialuronic naturală cu efect puternic hidratant, dar și efect
antioxidant, deci respectiv efect anti-aging. Apoi, acizii grași din nucă de cocos, care vin cu rol calmant, antiinflamator și din nou antioxidant, bun stimulant al producției de colagen, uleiul de măsline, care este bogat în vitaminele E și A, sunt cu efect anti-aging pentru că au și foarte bun efect antioxidant și de aceea previne îmbătrânirea, hrănește, întinerește și protejează pielea. Untul de shea, bogat în vitamina A, în vitamine, în acizi grași, cu proprietăți hidratante, cu proprietăți care repară, care stimulează producerea de colagen, care conține antioxidanți specifici cu efect benefic și care reduc și stricăciunile pe care le-ar putea face radiațiile ultraviolete. Tamarindul cu beta-caroten, cu vitamina C, cu potasiu, cu magneziu, efect antioxidant, regenerator, stimulează cicatrizarea, cu acizi alfa-hidroxilici, care sunt extrem de buni și în îndepărtarea celulelor moarte, cu efect exfoliant. Ceaiul alb, recunoscut pentru creșterea tonicității, vedeți, aici este efectul anti-îmbătrânire și anti-rid, pentru că întârzi apariția ridurilor. Și, de asemenea, stimulează elasticitatea pielii. Coaja de mimoză, datorită compușilor săi, deține proprietăți antibacteriene, regeneratoare, cicatrizante, hidratante, exfoliante. Practic, cu ingredientele sale cheie și cu tot ceea ce știe să facă Hydrating Serum, este și produs anti-aging și produs anti-rid. Și să ne aducem aminte că și el este unul din produsele care ne ajută să păstrăm mediul curat. Awakening Eye Cream, și el este produs și anti-aging și anti-rid, pentru că are proprietăți anti-îmbătrânire, este cu duble beneficii, până reduce cearcănele, pungile de sub ochi și a reduce liniile fine și ridurile din jurul ochilor. Are ingrediente specifice, cum ar fi extractul de scoarță de albitia, rutozida, butilen glicolul este cel care reduce aspectul pungilor de sub ochi și aspectul cenușiu al cearcănelor, colagen cu greutate moleculară mică, ce contribuie la refacerea structurilor pielii. Datorită acestei combinații, nu numai că se adresează și zonei superioare, ploapei superioare a ochilor, ingredientele sale sunt extrem de rare în alte produse și puține dintre aceste produse de contouring de ochi se adresează și tonicității ploapei superioare. Gama Infinite by Forever, care știm cu toții că este extrem de apreciată și în publicații internaționale și cu nenumărate premii încă de la apariția sa, prin ingredientele sale pe care le conține, pornind de la Hydrating Cleanser, care nu doar realizează efectul de demachiere și de hidratare, dar vine cu, în plus cu aminoacizii și cu peptidele ca să aibă deja și efect anti-îmbătrânire. Firming Serum, Restoring Cream și Firming Complexul, care împreună fac din această gamă ca ea împreună să fie toate aceste ingrediente, să fie și anti-aging și anti-rid. Infinite Firming Complex este produsul pe care îl avem în acest moment și care prin conținutul său de colagen și de agenți hidratanți și de aminoacizi și de peptide care să reverseze îmbătrânirea, este unul din produsele extrem de importante ca și suplimente pe care trebuie să-l luăm dincolo de celelalte pe care le avem. Firming serumul, da? Este un sistem avansat de îngrijire a pielii pe bază de aloe, fără parfum,
îmbogățit cu acid hialuronic și care conține, spuneam, aceste tripeptide și peptide din aminoacizi care să dea, redea fermitatea, să reducă ridurile. De asemenea, și pe el îl punem atât ca agent anti-aging cât și ca agent anti-rid. Și câteva despre ingredientele pe care le avem. Aceste tripeptide, progelina, sunt peptide din trei tipuri de aminoacizi și care, științific demonstrat, minimizează procesele naturale care au loc în a spori fermitatea pielii, a reduce ridurile și capacitatea de a combate progerina, proteina care ne dictează îmbătrânirea în organismul nostru. Avem hialuronatul de sodiu ca agent important de hidratare și aloe vera despre care deja am vorbit. Avem extractul de drojdie și proteinele din grâu care revitalizează pielea și susțin sinteza de colagen. Și să nu uităm că este și el unul din produsele prietenoase cu mediul. Restoring Cream. Extrem de important Restoring Cream, cu efect dublu și anti-aging și anti-rid, un sistem avansat de îngrijire a pielii cu 15 ingrediente, reface și întinerește pielea uscată și cu puternice proprietăți anti-îmbătrânire. Punctăm câteva ingrediente. Acai și rodia, efect antioxidant. Centipeda cunningami, calmare și hidratarea pielii. Vitaminele B3 și extractul de sfeclă roșie uniformizează tenul, extrem de important pentru redarea aspectului tânăr. Squalenii și exterii de jojoba, glicopeptidele și ceara, efect intens de hidratare și aplicare ușoară. Zaharurile de origine vegetală mențin intactă bariera hidratării, adică aduce și hidratare, dar și o menține în interior pentru a nu fi pierdută în exterior. Și avem și amestec de uleiuri esențiale care nu numai că au rol de a păstra proaspătă crema, ci și roluri calmante, antioxidante, antiseptice, hidratante, astringente, importante pentru frumusețea pielii. Din gama Sonia Daily Skin Care, pe care de asemenea cu toții o cunoaștem, unde avem acel refreshing gel cleanser, care este un gel fantastic și îți curăță tenul, dar datorită extractelor vegetale puternice și uleiurilor naturale, îți aduce deja și efect anti-aging și anti-rid. Refining Gel Mask, gelul Smoothing Gel Moisturizer și Illuminating Gelul, care împreună realizează atât efect anti-aging cât și efect anti-rid. Și o să punctez câteva lucruri. În Refining Gel Mask avem extractul de bambus corean antioxidant, amestecul de uleiuri cu oferă hidratare, lemnul dulce, uniformizarea tenului, extractele botanice, cum ar fi trifoiul și extractul de măr cu efect puternic antioxidant. Practic, când te culci, noaptea, somnul de frumusețe capătă altă veleitate. Illuminating Gel uniformizează nuanța tenului, conferă luminozitate, reduce aspectul porilor și conferă strălucire naturală. Ce ingrediente avem aici? Avem peptidele încapsulate care sporesc beneficiile aloiei și susțin pielea. Lipozomii ajută la reducerea aspectului porilor. Extractele vegetale asiatice uniformizează tenul. Și aici sunt specificate acele ingrediente asiatice cu rol în a echilibra diferențele de ton și respectiv a uniformiza culoarea tenului, ceea ce este foarte important ca aspect pentru un ten atunci când începe să îmbătrânească. Amestec unic de algi verzi pentru a ameliora semnele îmbătrânirii.
Și vorbim și de Soothing Gel Moisturizer. Acesta are ingrediente cu rol de transportor, îmbunătățește aspectul tenului, crește producția de colagen cu efecte dovedite științifice pentru susținerea elasticității pielii. Și aici sunt arătate ingredientele. Punctez aici esterii de jojoba, acidul linoleic și colagenul hidrolizat, extractele de măr, de rodie, de smochin, de dude, ginkgo biloba, care vine foarte bine pe vascularizație, beta-glucanul extras din ciuperci, uleiuri de mandarin, mușetel, mușcată, bergamotă pentru senzație de pospețime. Deci, practic, acestea împreună fac un produs de elită și anti-aging și anti-parcăn. Masca biocelulozică, pe care noi cu toții o cunoaștem, are, repet și aici, și efect anti-aging și efect anti-rid. Aș sublinia, efectele anti-îmbătrânire sunt realizate de antioxidanții din fructe, de ceaiul verde, de castanul sălbatic și, bineînțeles, de aloie. Iar iarba de mare pregătește pielea pentru o mai bună hidratare și glicerina hidratează suplimentar pentru efect anti-rid. Și să nu uităm că și aceasta este unul din produsele noastre cosmetice prietenoase cu mediul. Per 3 factorul contribuie la retenția apei în interior, conține ingrediente importante pentru efectul anti-aging important, mențin sănătatea și structura și colorația pielii, practic este și el atât un produs anti-aging cât și anti-rid, aș spune un pic mai mult orientat către anti-aging, reține apa, restabilește elasticitatea și reînnoiește aspectul epidermei. Și acum punctez ingredientele. Vitamina A și E, antioxidant și contribuie la menținerea sănătății și rezolvarea multor probleme cutanate. Important, alfa-hidroxiacizii din fructe sunt extrem de importanți pentru efect antioxidant și dehidratare. Acidul glicolic, acidul citric, acidul tartric, acidul malic, care toate sunt din fructe, au acțiune exfoliantă ca să elimine celulele moarte, care acestea pot acționa ca o barieră în a primi hidratare și ingrediente speciale, cum ați văzut, este, de exemplu, colagenul hidrolizat. Celelalte creme uzuale pe care le avem vin să confere efecte anti-îmbătrânire și anti-aging și de protecție împotriva deteriorării celulelor. Aș mai puncta aici alfa-E-factor, care ne bucurăm fantastic că a revenit în stocuri. Și avem aici gelul de aloie, despre care nu mai trebuie să mai insistăm, vitamina E, care combate acțiunea radicalilor liberi, vitamina A, antioxidant puternic, dar care stimulează și elasticitatea, și hidratarea, și regenerarea, reducând scoamele și crustele, vitamina C, extrem de importantă în regenerarea naturală a colagenului nostru, lecitina cu efect emolient, uleiul de seminte de limba mielului, care furnizează acid gamma-linoleic, extrem de important pentru restabilirea nivelului de hidratare, bisabololul, un ingredient natural care calmează foarte, chiar și cele mai dificile tenuri, și, bineînțeles, uleiul de semințe de soia cu agent de hidratare foarte bun. Practic, prin combinația valoroasă de antioxidanți, de agenți de regenerare cutanată versatilă, de ameliorarea elasticității cutanate, de hidratare și împiedicare a deshidratării, este extrem de bun pentru toate tipurile de. Ca
Așa zic eu că arată ingredientele și așa avem de căutat într-o cremă de calitate ingrediente care să combată îmbătrânirea, anti-aging și produse care să ne readucă un pic din tinerețea pierdută, produsele de tip anti-rids.